Shit, that's where I'm from, man. Fuck yeah, no doubt, motherfucker. Concert Rans la Vaslui. Suntem aici cu unul dintre organizatori, Cojones Records, Jehova Repetentul, cum îi spune el. O să-ți pasez imediat microfonul. Vasluiul nu este prima dată când găzduiește așa ceva, este adevărat? Este adevărat, și în aprilie, la sfârșitul aprilie, a venit chiar unul din promotorii și colegii voștri de CNU și a ieșit un show super și atunci sperăm ca și de data asta să depășim chiar. Oricum va fi ceva inedit și oricum este ceva inedit pentru Vaslui. Nu știu. Organizarea a fost grea, te-ai chinuit? Îți dai seama, stres, multă muncă, cât de cât singur am în spate doar băieții mei de la Cojones, na, care m-au sprijinit, îți dai seama. Hai să vorbim despre Cojones. Cojones e doar un crew sau faceți și muzică? Păi Cojones e un crew, e un label, e mai mult un label independent care face și muzică. Mai mult și mai mult o facem pentru noi, cel puțin, înțelegi? Avem un home studio, adică un home studio, la care acolo facem toate chestiile, înțelegi? Ne întâlnim, când ne întâlnim, lucrăm o piesă, două, trei, depinde, ba la beție, ba la astea, știi cum e. E greu în Vaslui să faci muzică hip-hop? Să știi că e greu. Oricum lumea apreciază, vedeți și voi, lumea este în seara asta aici. Ce să zic, e greu. Bani puțini, susținători sunt, dar banii cam greu, înțelegi? Adică ne autofinanțăm mai mult, să zic așa. Peste tot e așa, toată lumea aduce artiști din postură de fani, deci cam asta e situația. Așa e, așa e, dar... Cum simți tu ascultătorii de hip-hop din Vaslui? Sunt mulți? Nu? Ce le place? Bă, sunt, îți dai seama. Bă, cei mai mulți sunt genul, cum să spun, old school, înțelegi? Care, na, au crescut pe muzica voastră, să zic așa, și acum se delectează și ei, înțelegi? Și mai ales că, na, mai ales că v-am adus pe voi acum la Vaslui, am reușit să fac și ceva inedit pentru mine și pentru noi. Cum să spun, nu știu. E un eveniment oferit în exclusivitate de Urban Group pentru telespectatorii noștri, să vedeți că se poate întâmpla și în alte orașe. Nu trebuie decât să aveți un pic de ambiție și perseverență. Cam asta e tot. Un cuvânt de încheiere pentru toți promotorii de show-uri din România? Bă, ce să zic, nu știu. La cât mai multe concerte, cel puțin în Vaslui, înțelegi? Și... nu știu. Orice, frate. Să fie frumos oriunde. Asta e ok. Cel mai bine. Atitudine optimistă la omul Jehova. Salutăm întregul crew Cojones Records. Salutăm Vasluiu pentru că găzduiește așa ceva. Și ne revedem pe scenă unde o să vedeți imagini cu ce se întâmplă aici. Baftă! Dăm în reprize, sunt crize de analize. Se pun mise pe premise, fără vize șansele sunt compromise. Le facem praf din culise, aducem un stil, deja spargem prin muzică parbrize. Rămân închiși în vise, cei dependenți de vise, yeah. Cu principii fixe, noi cu faptele comise. Dăm volum în boxe, vrem aer cu noxe, yeah. După reflexe, când băgăm versuri complexe, circunstanțe atenuante, consum de anabolizante, risipă de rubre fiante, lipsă de luciditate, nevoie de actualitate pentru dovadă de agilitate. Pe fiecare în parte sau toate amestecate. Am boală pe școală, fac evaziune culturală, esențial. Orice clipă îți fie de esență, estivală, rapală, lexicală, bazată pe energie potențială. E o răscoală ce distruge orice metodă rațională. Izbucnesc pe negativ, fac totul, nimic pasiv. Veșicat păreri peste păreri, potul e relativ. Motiv, influențez percepții, direcționez adepții ca un virus peste infecții. Frâu liber adolescenții, scavuri în secții, grafuri cu pereții, fraierii cu hoții, comuniștii cu concepții. Lăsăm subiecții sau eventual cadeții să decidă care sunt doctorii și care pacienții.
lecții. Romeo cu decepții, masculii, alfa set de alecții. Diferență între imaginea coperții și paginile cărții. Sinteză de direcții, aspirații fără excepții. Vrei să urci, dar te împiedici de treptele societăți. Să te ridici în fici cuțite urmărind să învingi. În 5 minute să ridici cota și să convingi. Că împingi, tractezi sau viuslești ca niște vikingi. În final te saturi de critici și ai putea să le respingi. Atacăm întreaga industrie muzicală. Atacăm că noi n-avem nevoie de reclamă. Atacăm MC-i ce zic că au valoare. Atacăm luptăm să rămânem în picioare. Atacăm întreaga industrie muzicală. Atacăm că noi n-avem nevoie de reclamă. Atacăm MC-i ce zic că au valoare. Atacăm luptăm să rămânem în picioare. Vin același diser pe negativ cu același flow instinctiv activ și spun că reprezint oamenii și stilul hip-hop. Că totul a pornit de jos, de la b-boy la graf, de la DJ la MC. Această mișcare nu va pieri, că sunt destui copii care știu doar să copieze. Vă dau nota minimă exact ca la teze. Suntem o întreagă brigadă, București arat vasului. Nu ai nicio treabă, nu știi să compui și tot ce spui va fi împotriva ta. Ca lovitura de grație, ai în față 4 MC în inspirație. Cu aceleași intenții, cu aceeași tentație, avem o prestație de invidiat. Pretind o anumită stare, o mulțime care sare. Ce vrea să calce în picioare legile în vigoare. Aceleași viziune clare, de la același soare zare. Care apare și nu dispare exact ca mirosul de picioare. Orice activități spre care presupun o corectare la tot ceea ce numim lupta care, pe care susțin aceleași fapte și vorbe. Din mișcare nu mă leg la cap când beau și apoi mă doare. Din vas lui șterg hotare, alte ori părea un vis. Acum cu mare plăcere spun Hones Records appendix. Când încă cineva mă înjură, mă hrănesc din ură. Pot scuipa cu un vers pe cel ce mă vrea legat la gură. Atacăm întreaga industrie muzicală. Atacăm că noi n-avem nevoie de reclamă. Atacăm MC-i ce zic că au valoare. Atacăm luptăm să rămânem în picioare. Atacăm. 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 Bună seara la Urban Group, direct din Vaslui, cu Dogs, Naiba, Stoie, Os, omul nostru Drujbă, și o să mai vină și Piele, o să intre el pe parcurs. Ne aflăm aici cu ce ocazie, Dogs? All eyes on us. Cu ocazia unui concert la Vaslui. Al cui? Al Ransului, al sindicatului Rans. Ok, deci acești boșoroci care nu încetează să... Bă, nu știu. Suntem niște pensionari care am depășit deja limita acelei campanie cu pensia privată, știi? Exact, da. Noi suntem dinții aia, știi? Bun, ce piesă o să cânte Dahud în seara asta, în special? Păi cântă Dahud Justice în seara asta și cântă majoritatea pieselor vechi care au prins de pe primele trei albume și câteva bucăți de pe albumul al patrulea. Care ar fi alea? Păi începând cu Supersonic, numai una, Joc cu Negru, Școala Veche de Rap, sunt multe. Și după aia trecem mai departe în albumul nou. A revenit și Piele între noi. A venit și Piele, da. Așa. Ok. A, și Nica Gangsta cu tine. Ok, normal. Următorul album de acut, vorbeai de ceva nou. La ce te referi? Se află niște idei puse undeva într-un folder. Va fi un album care probabil va stârni mici sau mari injuri din partea publicului targetat rap. Pentru că de data asta, dacă pe Secretul din Grădina am experimentat și alte zone, albumul ăsta o să experimenteze și mai tare. Multora li se va părea dubios, dar noi în continuare, eu cu Stoie, vom rămâne pe aceeași felie, numai că muzica va evolua puțin. Mi se pare absolut normal. Ce pare? Nu, a zis mai devreme Naiba. Nu, frate, nu suntem bătrâni, nici te-ai tâmpit la cap, ce ai? Deci nu, frate. Da, noi suntem aia care am făcut hip-hop și facem în continuare și despre asta e vorba, până la urmă, nu? Da, până la urmă tu ai început probabil din frage de copilărie, nu? Chestia. Gândește-te la altceva, că Eminem a avut succes la 31 de ani, așa că... sau la 30. Și avea o trupă din 92, cum zicea Stoie. Da, așa că...
nu surprinde pe nimeni treaba asta. Bun, formula actuală de la sindicat, ai zis. Așa, nu vreau să termin ideea. Deci suntem în regulă, sindicatul azi e online, ca să zic așa. Ăsta e concertul de la Vaslui, va mai fi unul în București pe 25 octombrie, la Baricade. O să fie așa mai mult un concert pentru prieteni și cunoștințe, datorită faptului că e un loc destul de mic acolo. Cei de la Baricade au vrut foarte mult ca noi să fim acolo, vom fi acolo.